Ministrul Muncii, doamna Lia Olguța Vasilescu. Sărut, bună doamna! Bună seara! Ce a fost astăzi la Cotroceni? Pentru că n-am prea înțeles. Avem un comunicat din partea administrației prezidențiale destul de critic la adresa guvernului și la adresa legii și la adresa modului în care a fost, de fapt, gestionată întreaga situație. Povestiți-ne dumneavoastră, vă rog, înainte de a prezenta documente și de a vorbi despre problemele pe fond, despre salarii, despre pensii, ce s-a întâmplat astăzi la Cotroceni? Din punctul meu de vedere și cred că și al doamnei prim-ministru Dăncilă, a fost o discuție cordială, amicală chiar aș putea spune, constructivă, în sensul că s-a discutat ce se întâmplă cu legea salarizării după aplicarea ei. Am crezut că, dat fiind faptul că în spațiu public au apărut tot felul de discuții, președintele este interesat de această temă. Am și explicat cu fiecare categorie în parte de bugetarie ce se întâmplă. I-am prezentat și câteva mii de fluturași, parte dintre ei din decembrie 2016, parte din februarie 2018, deci după aplicarea legii salarizării și după transferul contribuțiilor, din care reieșea foarte clar că salariile au crescut în întreg mediul bugetar, mai puțin la 3% dintre bugetari care la nivelul lunii ianuarie au avut ajustări salariale, tocmai pentru că aveau salariile foarte sus. Dar vreau să vă spun că după aplicarea unei ordonanțe de urgență, care a fost corectată de Parlamentul României și promulgată de președinte nu mai departe de săptămâna trecută, mai vorbim doar de 1% dintre bugetari cărora le scad salariile sau veniturile, discutăm de venituri ca să fie clar pentru toată lumea, pentru că s-a umblat un pic pe coeficienții de la funcțiile de conducere și peste tot funcțiile de conducere au crescut cu 10%. Stați puțin, dumneavoastră deja ați intrat pe fond. Dumneavoastră ne spuneți că, de fapt, în discuția respectivă a reieșit din date, bănuiesc cât se poate de clare, din documente, că doar la 1% le-au scăzut veniturile pentru că, de fapt, aveau niște venituri foarte mari. Exact. În rest, la 99% le-au crescut veniturile. Exact. Bun, dar discuția în sine, adică președintele a venit și a spus, dom'le, sunt îngrijorat, sau care a fost maniera prin care a început această discuție? A venit și v-a spus, iată, eu am niște date, nu știu, pregătite de consilierii mei economici sau eu știu de cine și sunt foarte îngrijorat cu privire la lucrurile astea. V-a dat un document, v-a spus ceva și a exprimat îngrijorarea sau criticile. Cum a evoluat discuția? Nu, n-a dat niciun document. Discuția, așa cum v-am spus, a fost cordială. Cum considerăm noi că a fost aplicată legea, de ce în spațiu public apar toate aceste discuții despre faptul că unor bugetari le scad veniturile, a întrebat de mai multe ori cum am crescut salariile și au scăzut veniturile și de 3 ori am dat același răspuns, că nu este vorba nici de o creștere, nici de o scădere de venituri atunci când vorbim de creșterea salariilor, pentru că automat se aplică sporurile respective. Dar că pentru bugetarii care ieșeau din grila stabilită pentru 2022 s-au făcut aceste ajustări. Deci numai la ei este vorba de diferențe de venituri sau salarii, cum vreți să le spuneți, pentru ei este fix același lucru. Însă i-am prezentat, așa cum v-am spus, fluturași din decembrie 2016 și din februarie 2018 sau ianuarie 2018, de unde reieșea foarte clar. Bun, că de fapt s-au uitat sunt la ei? Ce reacție? Nu s-au uitat. Probabil după a analiza, sper că a analizat dosarul, i-am lăsat acolo și toate creșterile salariale care s-au făcut anul trecut pentru fiecare categorie de bugetari în parte. Creșteri care au variat între 10 și 50% de la... Și atunci cum vă explicați reacția președintelui, de fapt, comunicatul de după? Este inexplicabilă și pentru mine și pentru doamna Dăncilă. Am avut amândouă aceeași reacție, probabil că n-am fost la aceeași întâlnire, cel puțin cu cei care au redactat acest comunicat de presă. Doamna Dăncilă chiar a solicitat ca să se pună la dispoziția presei această enogramă cu convorbirea pe care am avut-o la Cotroceni, ca să se vadă că nu are niciun fel de legătură cu comunicatul de presă sau, dacă vreți, cu atitudinea din comunicatul respectiv.
Nu reușesc să-mi închipui dacă nu cumva comunicatul a fost redactat înainte și remis presei înainte de a avea discuția. Și a spus că sentimentul dumneavoastră este că a vrut să schimbe subiectul, să exact. Nu mai vorbească despre protocol. Sau asta vreau să spun că este al doilea motiv, să fi vrut pur și simplu să schimbe agenda publică cu un subiect foarte important pentru toți bugetarii din România, atunci când vorbim de legea salarizării. E o lege care privește 1,2 milioane de români. Sigur că mass media toată este interesată de această lege a salarizării, dar nu știu ce logică a avut să discutăm despre legea salarizării acum, în condițiile în care să nu uităm că ea se aplică de la 1 iulie 2017, deci mai bine de 8 luni a produs efecte, nu a suferit modificări esențiale prin ordonanță de urgență sau prin legi de aprobare a acestor ordonanțe de urgență în Parlamentul României. Nu văd care era motivul pentru care astăzi să avem această discuție. În orice caz, am primit această invitație, noi am răspuns cu plăcere, așa cum răspundem nu numai președintele României, dar și sindicatelor atunci când vor să discute cu noi despre legea salarizării sau oricăror persoane care sunt interesate și cărora li se aplică această lege. Vreau să vă spun că în Ministerul Muncii este un întreg departament care se ocupă să răspundă tuturor celor interesați, pentru că din aplicarea legii am văzut că sunt foarte multe interpretări greșite și atunci cu consilierii pe care îi avem, îi punem la dispoziție tuturor celor de la resurse umane să poată să calculeze foarte bine salariile, adică noi am tratat subiectul cu cea mai mare responsabilitate. Domnul ministru, președintele, în comunicatul respectiv, face câteva reproșuri. Corect. Poate cel mai important dintre ele este faptul că această lege și aceste modificări nu au sustenabilitate. Pentru înțelesul tuturor, această sustenabilitate se referă la faptul că dumneavoastră, de fapt, că aici e un paradox, adică ori au crescut, ori n-au crescut. Pentru că primul lucru care se spune e, dumneavoastră, n-au crescut salariile. Și apoi Corect. Se vine să spune, creșterile nu sunt sustenabile. Păi, cum creșterile nu sunt sustenabile, adică nu au suport, nu există o bază corect. Reală economică în condițiile în care n-au crescut. Bun, haideți să ne ocupăm însă de această chestiune. Ele sunt sustenabile sau nu? Cu cât ne spun instituțiile statului că a crescut puterea de cumpărare pentru salariați și pentru pensionari? Și haideți să începem discuția de aici, pentru că am convingerea că până la urmă oamenii sunt interesanți de aceste răspunsuri. Da, păi haideți să o luăm într-o ordine, pentru că râdeam când ați spus de faptul că ba scad, ba nu scad salariile, pentru că și astăzi în Parlamentul României, la ora premierului, reprezentanții opoziției în prima frază au spus nu ați crescut deloc salariile, au venit oamenii cu bani de acasă, pentru că în a doua frază să spună ați mărit atât de mult salariile încât ați devalizat bugetul. Sunt nesustenabile aceste creșteri. În anul 2016 vorbim de cheltuieli totale de salarizare de 58 de miliarde. În 2017 de 70 de miliarde, în 2018 de 81 de miliarde. Deci este foarte clar că de la an la an au fost creșteri salariale cu peste 10 miliarde de lei. Sigur, la unii au fost majorări semnificative, gen 50% în sectorul de cultură, unde salariile erau foarte mici. La alții au fost 20%, 15%. În fine, pentru fiecare categorie de bugetari în parte a fost un anumit procent. Dar au fost într-adevăr și bugetari care aveau salariile mari din punctul nostru de vedere și aici s-au înregistrat scăderi. Este un lucru pe care l-am asumat încă din momentul apariției legii salarizării. Am discutat despre toate aceste lucruri. Nu văd de ce ar mai fi cineva surprins de lucrurile acestea. Pe ecran văd chiar că rulează în acest moment categoriile de salariați pentru care au crescut salariile, data de aplicare
și cât au însemnat în procente aceste creșteri. Eu cred că nimeni cu bun simț care a trăit în această țară nu poate să spună că nu s-au majorat salarii anul trecut. Ni s-a spus astăzi, iarăși, dacă nu cumva întoarcerea sarcinii fiscale a însemnat că, de fapt, am păcălit bugetarii. Nu, în niciun caz nu poate să fie vorba despre acest lucru, pentru că, așa cum vă spuneam, în 2017 au fost majorări salariale de 22,2% pe întreg sistemul bugetar, creșteri pe net vorbim. În 2018, de la 1 ianuarie, într-adevăr, creșterile de 25% pe brut au reprezentat 4% pe net. Este cel mai greu an din punct de vedere al legii salarizării, cu excepția medicilor, asistentelor și cadrelor din învățământ, unde aici creșterile sunt fie s-au dus direct pe grila din 2022, fie sunt creșteri de 20%, iar de anul viitor vom începe să creștem prin diferență. I-am explicat președintelui și ce înseamnă această creștere prin diferență și, apropo de asta, de aici s-ar fi putut trage concluzia atât că legea este predictibilă, știm exact cu cât se crește în fiecare an și ce înseamnă ca și cheltuieli bugetare și, de asemenea, și ce înseamnă principiul egalizării salariilor. Dacă vreți, cred că ar fi cel mai simplu de explicat la tabla, astfel încât să înțeleagă absolut toată lumea. Spuneam de principiul predictibilității. Este, cred, cea mai simplă lege din punctul acesta de vedere, pentru că dacă te uiți în anexele legii, o să vezi exact care este salariul la care tu trebuie să ajungi în anul 2022. Și iau un cel mai simplu exemplu de 6.000 de lei pentru un consilier. Apoi vorbim de principiul egalității. La ora actuală pornim de la salarii de 2.000 de lei un consilier într-un minister, de 5.000 de lei un consilier în alt minister și de 7.000 de lei, să zicem, un alt consilier într-un cu totul alt minister. Deci X, Y și Z. Ei vor trebui să fie egali. Deci în anul 2022 toată lumea trebuie să ajungă la 6.000 de lei. Cel mai simplu, sigur că ar fi fost, ca să ne ducem direct cu 6.000 de lei la absolut toată lumea. Și cel de 2.000 să ajungă la 6.000 și cel de la 5.000 la 6.000. Acest lucru a fost însă imposibil din cauza faptului că, după ce am discutat cu finanțele, a trebuit să ne încadrăm într-un anumit buget. Adică România își permite să crească salariile bugetarilor cu aproximativ 10 miliarde de lei anual. Și atunci a trebuit ca în această sumă să facem toate creșterile etapizat. Ce înseamnă de anul următor? 2019, 2020, 2021, 2022. Deci de anul următor se crește cu 25% din diferență. Același lucru se întâmplă în fiecare an până în 2022, când noi spunem că este perfect echilibrat tot sistemul, că atunci toată lumea a ajuns la valoarea din grilă, deci mai predictibil de așa, nu știu dacă se poate să fie, și fiecare bugetar își poate calcula încă de acum care va fi salariul lui de anul viitor și până în anul 2022. Deci, în cazul acestui consilier care, de la Ministerul X, care pornește de la 2.000 de lei și trebuie să ajungă la 6.000, diferența este de 4.000 de lei. Automat, el, crescând cu 25% din diferență în fiecare an, va avea 1.000 de lei în fiecare an creștere. Cel care are 5.000 de lei și trebuie să ajungă la 6.000 va avea o creștere tot de 25%, dar într-o sumă mai mică, de 250 de lei. Iar cel care avea 7.000 de lei la momentul apariției legii salarizării, deja de la 1 ianuarie 2018 a pierdut acest salariu și s-a oprit în grila din 2022. La grila din 2022 există o singură categorie care urcă direct pe această grilă.
Este vorba de medici și de asistente, deci din sistemul sanitar. Și aici sunt foarte multe discuții, pentru că tot timpul ne reproșează sindicatele faptul că nu am crescut tot sistemul de sănătate, adică nu numai medicii și asistentele, ci și infirmierele, brancardierii, șoferii și așa mai departe. Sigur, aici sunt mai multe discuții de făcut. Pe de-o parte, șoferii din sistemul de sănătate sau secretarele din acest sistem au deja salarii mult mai mari de grilă. Veniturile nu mai vorbesc pentru că li s-au aplicat sporuri la nivelul medicilor și automat săreau din această grilă. Pentru celelalte categorii a fost la fel imposibil să facem aceste majorări salariale pentru biologii, de exemplu, pentru chimiștii care sunt în spitale. Nici nu ar fi fost corect, pentru că un biolog sau un chimist are o facultate ca și un profesor. Nu discutăm de medici și de asistente, unde ne confruntăm cu o problemă de siguranță națională și credeți-mă că nu spun vorbe mari. În condițiile în care scoți posturi de medici și de asistente la concurs și nu se prezintă nimeni, în condițiile în care ai rămas în anumite județe cu niciun medic de o anumită specialitate, îți dai seama că este o problemă gravă și care poate să te afecteze foarte mult. Din cauza asta, am trecut peste orice calcul pe care l-am fi făcut financiar ca să putem să ne oprim direct în grila din 2022. Cheltuielile din sănătate au crescut anul acesta cu 3 miliarde, însemnând aceste majorări. Iarăși discuții care s-au tot făcut în ultima perioadă vis-a-vis de acest sector bugetar, de sectorul sănătății, ca pentru sporuri, unde anvelopa a ajuns din nou la 30%, vreau să vă spun că aici nu am făcut vreo modificare în legislație. 30% a fost și în vechea lege a salarizării, doar că în anumiți ani ea nu s-a aplicat. Și atunci i-au lăsat să meargă cu sporurile, la 42% se ajunsese. Dar nu era absolut nimic predictibil. De fiecare dată finanțele ne spuneau că sunt creșteri salariale în sectorul de sănătate de 100 de milioane lunar în plus. Nu ne dăm seama de ce, pentru că nu mai putem să controlăm sporurile care se dau în sănătate. Și atunci s-a luat această decizie, 30% să fie pentru toate sectoarele bugetare, maxim plafonul de sporuri. În ultimele săptămâni au fost foarte multe discuții care s-au făcut între doamna ministru a sănătății și sindicate. Inițial au încercat să regleze această creștere a medicilor și din sporuri, adică venitul medicilor să nu fie atât de mare, pentru că vă dați seama ce înseamnă la un salariu de 9.000 net să adaugă sporuri de 85% și să le crească sporurile mai mult la celelalte categorii din sănătate, brancardier și așa mai departe. Eu vă spun sincer că nu am fost de acord cu acest lucru. Adică avem o problemă națională care se cheamă medicii și asistentele, haideți să le majorăm salariile, dar haideți să le dăm și cuantumul sporurilor, astfel încât venitul medicului să fie similar cu al celui din Germania. După ce au participat la toate aceste discuții împreună cu doamna ministru, și vă spun că știu pentru că am avut un reprezentant al Ministerului Sănătății, ne-am dat seama de un lucru, că dacă astăzi veneau brancardierii sau infirmierele la negocieri, atunci sporurile trebuiau să meargă către aceste categorii de personal. Dacă, nu știu, participau alții din personalul TESA, trebuia să se mute acolo. Dacă veneau și medicii la discuții, automat se discuta iarăși despre regulamentul de sporuri, astfel încât să avantajeze medicii. Într-o ultimă fază s-a scos această anexă 10, în care încercau să crească veniturile tuturor categoriilor prin reglarea acestor sporuri. Asta pentru că nu s-a putut ajunge la niciun fel de consens cu sindicatele și s-a hotărât aplicarea legii.
Eu am spus că nu intervin absolut deloc în aceste discuții. În primul rând că sunt discuții tehnice pe care dacă nu ești medic nu ai cum să le înțelegi, să știi de ce sporul de la boli infecțioase trebuie să fie mai mic sau mai mare decât sporul de la ATI și lucruri de genul acesta, dar nu s-a ajuns la niciun fel de consens cu sindicatele, însă am precizat de fiecare dată că sunt de acord să regleze cum doresc ei, dar, atenție, în interiorul anvelopei pe care o aveau la dispoziție, pentru că sunt totuși 3 miliarde de lei în plus anul acesta față de anul trecut cheltuieli de salarizare. Pentru sănătate. Deci la sănătate 3 miliarde în plus. În plus, da. Mai puteți să ne dați așa pe categorii, ca să înțelegem zonele bugetare cam cu cât a crescut anvelopa Eu salarială? Eu v-am pregătit un material, dacă puteți să-l puneți pe ecran ca să putem să îl comentăm. Aici sunt veniturile nete. Atenție, nu mai vorbim deloc de brut, pentru că am înțeles cât e omul în mână, da? Exact. Asta este o problemă, că de fapt am păcălit cu brutul că 25% atât cât am oferit noi, de fapt înseamnă întoarcerea sarcinii fiscale și atunci am zis că cel mai bine este să discutăm de fiecare dată pe net. Avem aici salariile, cum au fost ele pentru medici în 2016, deci înainte să preluăm guvernarea, cât au fost de la 1 ianuarie 2018 și cât sunt de la 1 martie. Atenție, vorbim de salarii fără celelalte sporuri. Da. Și n-am putut să calculăm sporurile dintr-un motiv foarte simplu, până acum nici nu am avut acest regulament de sporuri. Uitați-vă de asemenea la un asistent medical, 3.792, 4.353 în ianuarie, care în martie are 4.749 pe net, fără sporuri. Dacă putem să mai vedem și alte categorii de bugetari, profesori. Profesori între 25 și 30 de ani aveau un salariu de 2.395 de lei în 2016. Urcă din martie 2018 la 3.451 de lei, iar un asistent, să luăm un asistent universitar, totuși o persoană care a terminat o universitate și care a rămas să predea în universitate, pornea, uitați-vă de la ce venit, 1.662 în decembrie, ajunge la 2.793. Deci chiar este o creștere semnificativă cu aproape 1.000 de lei, sigur că salariile sunt în continuare mici, ca să ne înțelegem. Ele vor crește etapizat până în anul 2022, dar am dat maxim din cât a putut să-și permită bugetul României să suporte. Dacă putem să vedem și următoarea, da, la polițiști, că tot discutăm în această perioadă foarte mult de polițiști. Vedeți că au mai mult decât asistenții universitari. Asta, apropo de discuțiile care sunt în spațiu public, un agent de poliție cu studii medii a avut în 2016 2.893 venitul net, ajunge în ianuarie 2018 la 3.311. Ați arătat președintelui toate aceste tabele? I-am lăsat, da, și nu numai aceste tabele, dar și fluturașii explicative, adică cât a avut în 2016 omul, cât are în prezent. Da. Adică nu se poate spune că mințim că n-au crescut salariile, pentru că, iată, este cea mai bună dovadă. Mai sunt astfel de grafice? Cred că sunt pentru fiecare minister în parte. Nu știu dacă avem timp să le prezentăm pe toate, dar uitați-vă și noastră la soldat, de exemplu, care avea un venit 1.134 de lei în decembrie 2016 și care ajunge la 1.943 de lei de la 1 ianuarie. Încă o dată, nu sunt salarii mari de anul acesta sau salariile pe care ne-am fi dorit să fie. Vor ajunge etapizat până în anul 2022, se va crește diferenția. Cei care au salarii mici din baza de jos a piramidei vor avea automat și creșterile mai mari decât ceilalți. Domnul ministru, ce le-ați spune, unul dintre cei mai vocali critici sunt cei care au tăiat salariile în România. Exact.
Au tăiat salariile, au impozitat pensiile în mod neconstituțional. A venit Băsescu și a spus să taie cu 15%. Curtea Constituțională a venit și a spus, domnule, nu tai pensiile pentru că este neconstituțional. Și atunci a venit cu o soluție și a zis, le impozităm. Da. Niște, nu știu, un an de zile mai târziu sau după, mă țin minte exact după cât timp, a venit curtea din nou și a spus că nici impozitarea nu este constituțională și a trebuit să dea banii înapoi. La cine a mai apucat? Pentru că la pensionari se întâmplă uneori să nu mai apuci să ți se facă dreptate. Cu privire, cei care n-au făcut lucrurile astea și care nu sunt în situația, de exemplu, a domnului Turcan. La Turcan, ea și domnul Turcan erau parcați în poartă la Băsescu Traian și la doamna Udrea și acum dau lecții. Asta nu-mi place. Cineva care n-a făcut lucrurile astea și care are soluții și care poate critica extraordinar de bine, până la urmă, e foarte important să oferi din partea societății soluții sau, dacă nu ai soluții, măcar să critici anumite decizii. Dar sunt niște cifre care cred că sunt evidente. Altundeva, cred că este o critică pe care eu aș vrea să o discutăm cât se poate de serios. Și anume, avem scumpiri. Scumpirile le constată toată lumea. Pe mine ce mă interesează este scumpirile și inflația anulează aceste creșteri. Care este puterea reală de cumpărare a oamenilor? Cu cât a crescut ea, atât a salariaților, cât și a pensionarilor pe această lege? Cu 10 și cu 12% la pensionari și la salariați, deci puterea de cumpărare a crescut fără niciun fel. Deci 10-12% puterea de cumpărare. Fără niciun fel e totuși dubiu. O creștere. Este. 15 secunde, un singur spot, un solo spot. Ispite culinare îți fac cu ochiul la tot pasul. Vrei să te bucuri de gusturi alese în fiecare zi, dar și la mesele festive. Mănânci bine, te simți bine. Cu Fiobilin poți preveni crizele biliare datorate bilei leneșe. Fiobilin stimulează secreția naturală a bilei, împiedicând formarea cristalelor de colesterol și contribuie la evacuarea ei în intestin pentru o digestie mai bună. Fiobilin pune bila leneșă la lucru. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Bun, am revenit. Mai sunt și alte documente și alte lucruri pe care vreau să le analizăm împreună în această seară, iar dumneavoastră să aflați aceste lucruri. Deci avem, aceste procente sunt de creșterea puterii de cumpărare, sunt oferite de cine? De sunt oficiale. Institutul Național de Statistică? Sigur. Bun. Aveți ceva? Da, în am mână. Ceva până la a vă prezenta acest lucru care s-a discutat și astăzi în Parlament la ora premierului și am văzut și în comunicatul de presă remis de președinție. Aș vrea să dau o replică pe care n-am avut posibilitatea să o dau pentru că n-am putut să merg la tribuna Parlamentului să vorbesc în condițiile în care din partea guvernului a vorbit primul ministru. Astăzi a făcut o adevărată criză de isterie în Parlament și sincer am fost îngrijorată pentru ea. Dar care mi-a solicitat demisia pentru că e nenorocire în România, au scăzut pensiile, au scăzut salariile, ceea ce sigur cred că orice pensionar și orice bugetar în afara celor de lux poate să constate că nu este așa. De altfel nu mă miră tupeul doamnei pentru că am văzut-o anul trecut când ne cerea imperativ de la tribuna Parlamentului să nu cumva să uităm să le dăm profesorilor câștigurile obținute în instanță. Păi haideți să vedem de ce au trebuit profesorii să dea în instanță. Nu cumva pentru că cineva le-a tăiat 25% din salarii și s-au judecat ani de zile și după ce PDL-ul, PNL-ul au avut banchet și au chefuit, au trebuit să vină cei de la PSD și ALDE ca să plătească costurile acestei petreceri. Dar astăzi s-a discutat și despre rata inflației, care desigur este foarte des invocată ca și argument în ultima perioadă. Am văzut-o și în comunicatul președinției, uitându-se faptul că anul trecut am avut o inflație de 1,1% sub media europeană, că în anul 2010, de exemplu, inflația era 8%, deci când conduceau acești domni foarte inteligenți care au știut să conducă țara tăind pensii și salarii, dar iată ceva
foarte interesant. Un articol de presă pe care l-am descoperit astăzi din ianuarie 2010, rata inflației se depășește ținta asumată de BNR în al treilea an consecutiv. Deci atunci când guverna PDL-ul și PNL-ul, ținta de inflație era asumată de BNR, acum când sunt cei de la PSD și ALDE care guvernează, trebuie să-și o asume guvernul. Aș vrea să vă spun că am dat astăzi un răspuns președintelui, pentru că discuția a fost purtată de absolut aleatoriu în discuții referitoare la administrația locală, la cu totul și cu totul alte lucruri, și anume că guvernul și-a atins obiectivul, și anume să țină deficitul sub 3%. Anul trecut am avut o creștere record pentru Uniunea Europeană și nu numai, pentru toată lumea, pentru că am reușit să trecem înaintea Chinei ca și creștere economică de 7%, dar am mai reușit și un lucru foarte important, să ajungem cu 3%, sub 3% deficit, 2,98%. Haideți să întrebăm și BNR-ul ce se întâmplă cu inflația, că poate totuși ar putea să dea niște explicații. Și de asemenea, într-un comunicat de răspuns la adresa comunicatului președinției, pe care l-am redactat astăzi din partea Ministerului Muncii, am sugerat președintelui că poate nu ar fi rău să invite și conducerea BNR la discuții, așa cum au invitat astăzi reprezentanții guvernului, ca să aflăm și noi de ce cresc prețurile, de ce a ajuns inflația în primele luni ale anului la această cotă. Doamne ministru, vă întreb cât se poate de direct, cât se poate de brutal. Dumneavoastră, aveți sentimentul sau certitudinea că BNR-ul, Banca Națională a României, face un joc împotriva guvernului și împotriva guvernării și a politicilor fiscale pe care le aveți? Face un joc, nu-mi dau seama ce, împotriva cui este acest joc, dar cu siguranță anul trecut a permis băncilor ca să scadă garanția pe care o avea în România. Asta a însemnat externalizarea în țările mamă din care sunt aceste bănci, și este foarte clar că în loc să avem acuze din partea BNR-ului la adresa guvernului, ar trebui să ne bucurăm de sprijin și ar trebui să avem o colaborare mult mai bună, zic eu. Nu poți să mergi la Comisia Economică și să dai în guvern în condițiile în care acest guvern a făcut eforturi uriașe ca să țină deficitul sub 3%, în condițiile în care a crescut atât de mult anul trecut salariile și pensiile. Sigur că este loc și de mai bine, și asta ne propunem și prin legea pensiilor cu care urmează să venim foarte curând, și prin legea salarizării, pentru că numai cine este de rea credință nu poate să nu vadă aceste eforturi pe care le face Guvernul României. Aș rămâne un pic la asta, pentru că vedeți, aici e ceva foarte important. Modul în care se întâmplă toate aceste lucruri. Dumneavoastră veniți și spuneți BNR-ul în 2010. Vedeți-ne și mie, vă rog. Și asuma ținta. Este da, de 2009, unde? Din Ziarul Financiar, da? Da, de ultima pagină. Da. Deci avem așa, rata inflației din 2009, 4,74, depășind ținta asumată de BNR pentru al treilea an consecutiv. Și aici, într-adevăr, e dat încă din 2008 6,3, inflația a coborât în 2009 la 4,73. Și a urcat la 8% în 2010. Și a urcat la 8% în 2010. Această rată a inflației era asumată de BNR, nu? Corect. Și acum și-o asumă guvernul. Nu e ceva ciudat aici? Sau ar trebui să-și o asume? Pentru că e clar că nu are niciun fel de legătură cu actul de guvernare. Am crescut pensii și salarii, da, am dat bani de la buget mai mult decât se dăduseră în anii anteriori, dar am ținut deficitul la 3%. Și atunci BNR-ul până la urmă ce rost are, ca să zic așa, dacă nu-și asumă nimic în România și toate sunt din vina guvernării. Da, iată că acum 8 ani și asumau. N-aveau nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Are Muguri Sărescu, știți, domnia sa a fost și candidat la prezidențiale din partea unui partid ce la momentul respectiv era în opoziție totală și a fost întotdeauna cu PSD-ul. Credeți că domnul Isărescu are o agendă ascunsă, o agendă politică, o agendă
pe care o face poate pentru alți jucători, nu știu, externi, interni? V-am spus, nu vreau să fac niciun fel de speculație. Dar cu certitudine ce și-a asumat acum 8 ani, trebuie să-și asume și acum. Nu să arunce tot timpul în pisica în ograda guvernului, chiar că nu are niciun fel de responsabilitate în acest sens. Scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi.